Următoarea categorie de vârstă, 29-46 de ani. Exact. Pentru cei aflați în această categorie de vârstă, între 29 și 46 de ani, veți rămâne în continuare ancorați într-o stare de detașare. În această stare de a lăsa cumva universul să-și facă planul, având încredere că lucrurile se vor așeza foarte bine pentru voi. Și ăsta este un lucru absolut excelent. Vă simțiți stabili și împăcați cu voi și viața voastră. Este un sentiment pe care voi l-ați dorit de foarte mult timp și parcă abia acum ați ajuns să-l obțineți. Simțiți cu toată ființa voastră, în schimb, că trebuie să evoluați, fie pe carieră, fie ca și om, fie pe parte spirituală și veți avea toată susținerea energetică a lunii iunie pentru a face aceste lucruri. Veți vedea că atunci când sunteți în fața unei probleme, veți găsi soluții mult mai repede decât în lunile trecute și, mai mult de atât, acele soluții vor avea și o materializare extrem de rapidă. Asta este consecința, de fapt, dragilor, a înțelegerii stării de detașare și acceptare la care voi veți ajunge în luna iunie. Și pentru asta chiar vă felicit, sunteți foarte bine aspectați. Grijă foarte mare la voi însă cu aceste cheltuieli exagerate pe care le puteți face. Aveți tendința de a cumpăra în neștire niște lucruri absolut inutile și a cheltui sume foarte mari pentru lucruri care efectiv nu merită. Înainte să cumpărați ceva, întrebați-vă, am nevoie cu adevărat de acest lucru? Pot valorifica acest lucru sau acest obiect mai târziu dacă voi avea nevoie? Adică nu cumpărați în neștire, nu vă gândiți că chestia și să trăiesc doar ziua de astăzi, mie nu mă mai interesează. Nu faceți acest lucru pentru că, având în vedere contextul economic ce se prefigurează, nu ar fi niște decizii înțelepte. Adică să investim în lucruri scumpe? În lucruri scumpe care își pot păstra valoare, dar nu în chestii absolut inutile. În ceea ce privește sectorul financiar, sunteți bine aspectați, banii chiar vor veni către voi și vor veni cu ușurință. Însă, din nou, mă repet, e nevoie de control în ceea ce privește cheltuielile. Pe măsură ce vin banii, trebuie să aveți în vedere că trebuie să aveți și un micheag acolo, dar nu îi lăsați pe toți să zboare. Într-adevăr, energia banului trebuie să funcționeze, da? Dar, cum spui tu, sporul trebuie păstrat acolo. Pe parte sentimentală, intrați într-o perioadă de culminare a fericirii manifestate prin dragoste. Învățați că dragostea este secretul unei vieți liniștite, vă dedicați foarte mult dragostei de sine, dar și iubirii pe care o manifestați pentru tot ceea ce vă înconjoară. Iar asta vă umple de o energie vindecătoare și înălțătoare. Un lucru foarte bun din nou. Pe sectorul călătoriilor, cei care v-ați organizat din timp, deja veți începe să călătoriți, fie pe distanțe scurte, fie pe distanțe lungi. Simțiți că aveți nevoie de câte o pauză din când în când și ce este interesant este că voi veți fi ghidați să ajungeți în anumite locuri în această lună de zile în care veți încărca energetic foarte mult. Sau poate chiar veți primi acele informații de care voi aveți nevoie pentru a vă dezvolta din ce în ce mai mult. Spuneai tu că stau foarte bine cu dragostea, cu sectorul amoros. Bine, acum sunt niște previziuni generale, exact. Dar însă sunt și cupluri unde există, să spunem, tensiuni. Ce recomandări ai în luna iunie? Atunci când există tensiuni pentru cei aflați în această durere de vârstă, comunicarea este cheia și, mai mult de atât, aceste ieșiri de care spuneam. Dacă vă simțiți într-un impas, propuneți partenerului sau partenerei să ieșiți cumva din oraș pentru câteva ore sau, de ce nu, pentru câteva zile și veți vedea că, schimbând energia stagnantă în care stăteați, veți ajunge la un consens. Deci aveți foarte mari șanse și de împăcare și de evoluție a relațiilor de cuplu. Deci secretul este să schimbi energia. Fără dar și poate. Energia locului, în cazul acesta. Exact. Iar în ceea ce privește cariera, pentru voi, dragilor, pot apărea mici conflicte generate de oamenii din jurul vostru, pot apărea tot felul de discuții, puteți auzi tot felul de bârfe la locul de muncă, însă efectiv nu vă angrenați în niciun fel de discuție și, fără dar și poate, nu veți avea nicio problemă. Cu sănătatea? Cu sănătatea să fie foarte atenți la ceea ce înseamnă zona picioarelor, pot apărea luxații, pot apărea dureri articulare, însă vor fi trecătoare, nimic foarte serios. În ce ar trebui să investim în această perioadă? Că spuneai tu să fim atenți pe ce cheltuim banii, să ne cumpărăm lucruri scumpe care își păstrează valoarea. Aici, la ce te referi? La nivel general, aici vorbim, nu spun doar pentru o categorie de vârstă, ci mă refer la nivel general. Într-adevăr, inflația va crește din ce în ce mai mult următoarele luni de zile și este foarte bine ca banii să fie investiți în bunuri vandabile mai târziu. Pot fi bijuterii care, într-adevăr, își păstrează, mă rog, metale prețioase mai degrabă, care își păstrează foarte mult valoarea, pot fi poate niște ceasuri, pot fi terenuri, în primul rând, și case pe pământ, repet, a mia oară, dacă puteți să faceți asta, vă încurajez acum cât se mai poate. Doar case pe pământ, nu și apartamente? Case pe pământ, nu și apartamente. De ce? Pentru că, din păcate, piața imobiliară, în ceea ce privește apartamentele, va cunoaște o scădere foarte bruscă în această iarnă. Și dacă tu investești acum ceva, după care mai târziu nu-ți vei mai scoate aceiași bani. Este păcat. Dacă vreți să investiți în apartamente, mai așteptați până în toamnă.